Elena Udrea și Ioana Băsescu scapă definitiv de dosarul campaniei electorale din 2009. Judecătorii de la Înalta Curte au constatat că faptele s-au prescris. În primă instanță, Udrea primise 8 ani de închisoare cu executare, iar Ioana Băsescu 5 ani pentru fapte de corupție legate de finanțarea campaniei electorale a lui Traian Băsescu. Elena Udrea era acuzată de instigare la luare de mită și spălare de bani, iar Ioana Băsescu de instigare la delapidare și spălare de bani. Suma de 1,8 milioane de lei va fi confiscată de la Elena Udrea, iar Ioana Băsescu și un alt inculpat trebuie să achite 120.000 de lei societății Oil Terminal. Rămâne sechestrul pe bunurile inculpaților pentru a acoperi prejudiciul. Nu este primul dosar de care scapă Elena Udrea. În dosarul hidroelectrica, Curtea de Apel București a constatat în aprilie prescripția faptelor și încetarea procesului penal pentru Udrea, dar și confiscarea a 3,4 milioane de euro prejudiciul din dosar. Sentința nu a fost definitivă, iar dosarul se judecă în continuare la înalta curte. În paralel, fostul ministru încearcă, prin contestații, să scape de sentința definitivă de șase ani de închisoare din dosarul Gala Bute, pe care o execută de mai bine de un an la penitenciarul Turkșor.